Românii, britanicii, croații și americanii din grupul de luptă al NATO din Polonia și-au prezentat dotările în cea mai mare piață din Varșovia și lângă Stadionul Național. Polonezi de toate vârstele au stat de vorbă cu militarii și și-au făcut fotografii lângă sistemele antiaeriene Gepard. It's fantastic that we have this opportunity to interact with the Poles, and they can talk to our soldiers and just really get to know one another. I mean, nothing's more powerful than seeing someone face to face and look into their eyes, and they get to see each one of our allies, Romanians, the Croatians, and then our U.S. soldiers. Grupul de luptă al NATO din Polonia are peste 1000 de militari americani, români, britanici și croați. Unitatea și are baza în Bemovo-Piskie, în apropierea graniței cu enclava Kaliningrad. This event is really what Battle Group Poland is all about, Polish Armed Forces Day, that we're, you know, partnered with our allies, ensuring that for a safe and a secure Europe, safe and secure NATO. Armata română are militari în Polonia încă din 2017. Contingentul are peste 100 de oameni și se schimbă la fiecare 6 luni. În prezent, acolo sunt militari din batalionul 288 de la Focșani.